Piața accesoriilor pentru telefoane inteligente valorează miliarde de dolari. Se dau bani frumoși pentru huse, folii sau căști audio. Cu așa oferte bogate, este important să alegem produsele potrivite. De asta este aici și Marian Andrei. Bună dimineața, Bună dimineața. bine dimineața. Ai venit! Și o să încep direct. să ne ajuți. Da, aș vrea să, mă, să încep prin a mă juca. Adică, da. de asta am adus aici și un controller de PlayStation 5, și telefonul personal pe care, atenție, am aplicat o folie mată. Uh, apropo de, de accesorile uh, despre care povesteam, adică indiferent de unghiul pe care, uh, la care așez telefonul, uh, nu o să reflecte lumina din studio. Bun, ce am conectat așadar controlul de PlayStation 5 la acest telefon. Uh, eu am un joc cu drift pe care îl tot joc de câteva zile. Uh, și iată, bine, accidentul ăsta nu se pune, dar uh, iată pot să folosesc acest controller ca să mă joc uh, foarte liniștit la muncă. Și merge foarte bine, adică sunt exact aceleași butoane pe care le-am disponibile și pe consolă, adică accelerație, frână. Eu work bucă. from home, work for every, from everywhere, uh, play from everywhere. Din da? fericire pentru tine ai un job care îți permite să faci asta. Exact, în fișa postului. Așadar, merge foarte bine, cum spuneam, și pe Android, dar și pe iOS. Și pentru că tot vorbeam de accesorii, există, de exemplu, a arătat și colega mea, Iulia Ionescu, săptămâna trecută, foarte, foarte multe căști. Și aici, iarăși, e foarte important cum alegem căștile potrivite pentru telefonul nostru. Sunt o mulțime de oferte disponibile pe piață. De exemplu, dacă ai un telefon Samsung, te poți uita la Samsung Galaxy Buds, dar dacă ai iPhone, te poți uita la AirPods. Pro, căștile care merg cel mai bine cu iPhone pentru că se conectează instant și nu doar asta, dar de exemplu ele recunosc automat când mi-am mutat treaba de pe telefon pe laptop și se conectează automat la laptop. Durează 3-4 secunde. Dacă ridic apoi tableta, căștile se conectează automat la tabletă. O să fac o demonstrație la ora 10 cu acest lucru. Dar, de exemplu, dacă vreți sunet mai bun, vă puteți uita la alți producători de căști, third party, le spune eu. De exemplu, aici avem o ofertă foarte interesantă de la Bang Olufsen um, Sunt niște căști E8 Sport Și sunt uh, căști uh, cu rezistență la apă și praf Pe care le poți lua, de exemplu, și la alergat Arată foarte drăguț, sunt căști premium care se aud foarte bine Și era foarte important, de exemplu, că atunci când cumpărați căștile Să vă uitați pe cutie Pentru că, uh, de exemplu, pe acest model scrie aici Made for iPhone and iPad Adică au o compatibilitate mai bună cu iPhone uh, sau cu un iPad de exemplu, acele comenzi Touch de pe cască um, pot să controlez volumul, de exemplu, mult mai ușor. Dar există și acest standard Qualcomm aptX, care promite um, calitatea mai bună a sunetului uh, pe telefoanele compatibile cu acest standard. Și mai avem o perche foarte interesantă de căști aici, uh, de la JBL. Harman, Turbo Pro Plus. Uh, sunt niște căști mai mari pentru că au și niște difuzoare ceva mai puternice și autonomie foarte bună de până la 32 de ore. Arată foarte interesant în această culoare uh, titan, așa. Uh, iar pe cutie avem iarăși uh, detalii foarte interesante care ne pot ajuta să alegem căștile potrivite pentru noi. De exemplu, avem uh, Fast Pair, adică în momentul în care deschid căștile, ele se vor, vor fi recunoscute automat de telefonul mobil, uh, dar avem compatibilitate bună și cu Google Assistant sau cu Amazon Alexa. Uh, adică ele vor recunoaște automat când spun, ok, Google, dar nu o să meargă, de exemplu, uh, cu Siri. Da? Sunt căști care au și noise cancelling, se aud foarte, foarte, foarte bine. E valabil și pentru ceasuri. Sunt anumite ceasuri, de exemplu, care pot fi conectate uh, la toate dispozitivele, dar merg mai bine pe anumite telefoane, de exemplu, cum este acest uh, Huawei uh, Watch 3 Pro, care merge și pe iPhone dar și pe Android, însă sunt alte dispozitive care nu merg pe, pe, pe toate telefoanele, de exemplu, De exemplu, acest Apple Watch care merge foarte bine pe iPhone, dar nu merge pe Android. Dar merge atât de bine pe iPhone, încât poți înlocui cu totul telefonul dacă e varianta cu celular. Se conectează și la și poți să descarci muzică pe ele și așa mai departe. Și mai avem un accesoriu foarte interesant. Acesta uh, este un Samsung Galaxy S21 Ultra într-o husă specială. Uh, husa aceasta cu fereastră, așa îmi place mie să-i spun, se numește Smart View. Da? deschizi, dacă ai de exemplu notificări îți apare aici frumos, de exemplu cum apare aici în partea de jos sau dacă mă sună cineva pot să fac să dau în sus sau un jos, să resping sau să accept felul, și pot vorbi pe aici dar nu e o husă obișnuită pentru că și noi nu suntem doar o simplă emisiune de tehnologie aici, a, uite ce ziceam de fast pair a recunoscut căștile de mai devreme și iată, deja le pot împerechea Gata, și vă recomandă să descarc aplicația atâta durează 2 secunde să conecteze o pereche de căști dar aici în partea stângă Există un pen, S-pen se numește, pe care îl pot scoate foarte ușor și o să dau luminositatea un pic mai mare. Și în momentul în care apropii acest pen de, de, telefon, iată, am deja un telefon din seria Note și pot să folosesc acest pen, de exemplu, pentru scriere pe ecran. De exemplu, dacă vreau să-i trimit cuiva, iată cât de cald este acum în București, pot să fac acest lucru, share și pot să-l trimit repede pe mail. Sau, de exemplu, mă pot... Pot să fac selecție inteligentă, dacă vreau să fac o captură de ecran doar în zona asta și să trimit mai departe, sau Uh, avem la un moment dat inclusiv un joc pe care o să-l arăt, uh, cred, la ora 10, dacă o să avem mai mult timp acolo. Am, uh, pot să crezi inclusiv note și să scriu aici, de exemplu, I like IT, mai am 10 secunde și trebuie să închei aici. <laughs> Uh, așadar, după ce terminat cu îl pun aici. Din păcate, Husa devine un pic mai mare, uh, dar mie îmi place. Adică mi se pare foarte interesant că pot să folosesc telefonul și cu un pen, uh, în cazul în care, nu știu, scriu foarte mult de mână. Așadar, mă opresc aici. Mai multe detalii despre produsele de aici și la ora 10.